Vreau să vă vorbesc despre sucurile naturale. Utile, reidratante, dar au un dezavantaj pe care trebuie să-l știți. E bun un suc, două naturale pe zi, fiindcă te reidratează în momentul în care ai o activitate mai intensă și puțină glucoză. Însă există un dezavantaj, chiar și la astea naturale, chiar și la freșuri. Mai bine mănânci fructul întreg, adică îl ronței, fiindcă sucul natural, mai ales cu un aparat foarte bun de stors, distruge pulpa și produce un val de glucide pe care, dacă îl luăm în exces, consumăm în exces, îl preia mai greu pancreasul. Asta este motivul pentru care glucidele din fructe sunt bune, însă să se absorbă lent. Și cum le faci să se absorbă lent? Forma retard, să spunem așa, cum e la un medicament, nu? Forma de absorbție lentă a substanțelor din fructe, care să fie mai convenabilă ficatului, în special pancreasului, uite, pancreasul e important cu insulina, este fructul. Și eu cred că un pahar, două pe zi de suc natural, de suc din ăsta fresh, e bun, însă nu faceți exces. Și mai ales nu începeți dimineața cu dita mai sucul ăla, marele, fiindcă OG-ul, cum se spune, de dimineață, nu este neapărat o soluție bună, fiindcă dă un șoc. Un șoc de glucoză și un pic de insulină care dereglează puțin tel. Nu are nevoie pancreasul de șocuri de genul ăsta, fiindcă vrem să-l ținem cât mai mult timp într-o stare bună de funcțiune.